Bun găsit din nou la Arena Ideilor. Vom vorbi în această ediție despre educație, despre cultură, despre treptele formării. Este important pentru un tânăr să știe cum poate să aibă o carieră de succes, de succes real, pe o perioadă foarte îndelungată. Evident, cu foarte multă muncă, dar și cu inspirație din partea sa în orientarea către discipoli, către parteneri de clasă și către orientarea sa către profesori, foarte importanți. De aceea vorbim astăzi cu un dascăl, dar și cu un om care a fondat o revistă culturală, o editură și are foarte mulți prieteni, dintre cei mai tineri până la cei în etate, are prieteni din toate domeniile. Cu domnia sa vom vorbi despre treptele formării, pentru că invitatul la aceste ediții este profesorul Nicolae Marinescu, un om care a fondat o revistă, Mozaicul, seria 9, și o editură, editura Aius, cea mai cunoscută editură din Craiova. Domnule profesor, care considerați că sunt treptele formării unui tânăr? Treptele formării încep de când ești mai micuț acasă. Nu se poate chestia asta. Acum e o mare discuție în general, așa, toată lumea vrea să ducă la școală, să-l scoată de acolo deja super performant. Lucrul ăsta nu prea se poate. De exemplu, indiferent de ce o să zică probabil mai tinerii telespectatori care ascultă discuția noastră, eu spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-am născut într-o familie modestă în care am învățat ca formare să ne facem ordine prin cameră, să așteptăm părinții împreună cu sora mea, să așteptăm părinții de la servici întrecându-ne care pune masa mai frumos, care face mai bine ordine prin casă, chestiune care ajunge să conteze în viața ta, pentru că nu întotdeauna ai pe cineva care trebuie să-ți facă patul. Se poate întâmpla să ți-l faci singur, se poate întâmpla să-ți cauți lucrurile și să nu trebuiască-ți cauți o jumătate de oră, să le poți găsi în câteva minute. Lucrurile astea par neimportante, dar ele sunt importante pentru că te structurează ca personalitate și îți dau șansa de a face cu timpul tău lucruri utile pe măsură ce înaintezi în viață și ai mai multe obligații și mai multe lucruri de realizat. În altă ordine de idei, este important să înveți să lucrezi. Cred că ceea ce mă surprinde pe mine, deosebit de neplăcut, este faptul că astăzi societatea parcă e organizată într-o conspirație, așa, de la media, la familie și la specialiști, care, de exemplu, toată lumea ne povestește despre cât de stresați sunt elevii astăzi și cum nu vin ei la școală cu plăcere și cum ei ar trebui să vină la școală cu bucurie. Domnule, e cineva dintre noi care să scula dimineața nerăbdător așa să se ducă la școală, să dea lucrare la matematică, să aibă probă la desen? Eu mă îndoiesc că a existat vreunul așa. Noi la școală ne ducem nu ca să învățăm să ne jucăm, aia știm dinainte de a ne duce la școală. La școală, eu cred că începem să învățăm că există un program, că începe la ora și eu trebuie să ajung la ora. Că trebuie să stau pe scaun să-mi văd de treaba mea 50 de minute, dacă e ora de clasă de 50 de minute. Că am de făcut anumite lucruri care îmi plac, nu îmi plac, trebuie să le fac. Pentru că în viață nici eu, nici dumneavoastră și nimeni nu face numai lucruri care îi plac. Noi învățăm de mici, la școală, dar ar fi bine să învățăm și acasă, că avem drepturi și avem și îndatoriri și că în funcție de ceea ce noi reușim să realizăm și dintr-o parte și din alta, suntem recompensați și să ne găsim satisfacția și în rezultatul muncii și al efortului pe care îl facem.
Primele trepte, așa cum le descrieți, înțeleg că vin din educație riguroasă, din disciplină și mai ales pornesc din familie, din primele valori pe care un tânăr le asumă prin, cu ajutorul părinților, cu ajutorul celor de lângă ei. Dar eu am lansat chiar din preambulul acestei emisiuni și o provocare când am vorbit inspirație în alegerea discipolilor, pentru că vorbim și de formarea dascălilor. Dascălii învață și de la cei mai tineri, se automodelează prin disciplinele pe care le predau, prin orele pe care le susțin în fața tinerilor. Deci, în primul rând, acest lucru cred că trebuie subliniat. Știu părinți, mai ales din noua clasă de mijloc, să zicem așa, care spun că datorită faptului că au ei așa posibilitatea să facă niște cadouri, nu știu ce, dom'le, eu îl voi muta și îl voi duce la școala cu tare, la clasa de matematică, pentru că acolo se face performanță. Dom'le, faptul că tu poți să influențezi pe cineva să-l mute la clasa de matematică, nu înseamnă că ăsta ajunge olimpic. Păi are el înclinații pentru matematică, poate are înclinații pentru sport sau poate are pentru pictură. Deci este o foarte mare eroare care se face astăzi și familiile vor să dirigeze forțat copilul într-o direcție. Alt lucru care se întâmplă și care cred că ne apropiem la răspunsul la întrebarea dumneavoastră este, domne, îl duc în cutare loc, pentru că acolo este profesorul cu tare, care ăla face el așa miracole. Eu am fost 40 ceva de ani profesor, la țigan, la țăran și la copii excepționali, cum îmi place mie să mă laud. Mă laud și cu țăranii și cu țigani, ca să fim bineînțeleși. Nu cumva că mă laud numai acum. Nu! Domnule, ideea aceasta că un profesor singur face el miracole, este fals. Pentru că sunt copii timizi care au nevoie de un profesor mai blând, mai îngăduitor, mai răbdător și care îl poate ajuta pe un copil, cum spuneam, mai timid, mai sfios, să performeze, tocmai pentru că îl încurajează cum trebuie. Dar sunt și copii afurisiți, da? Mai răi așa, mai temperamentali, care au nevoie de persoane mai autoritare ca să-i strunească, să-i pună la treabă și să-i țină acolo la locul de treabă cât timp este necesar. Deci nu există un profesor bun pentru toți copiii, cum nu există nimic bun pentru toată lumea. Și atunci, chestiunea asta cred că ar trebui înțeleasă în felul următor, apropo de profesori. Și profesorii aia care ți se par că nu sunt cei mai buni și mai potriviți pentru copilul tău sunt buni. De ce? Pentru că în viața noastră e vreunul dintre noi care întâlnim numai oameni buni cu noi? Numai oameni care ne plac nouă și care ne plac ei pe noi? Nu! Întâlnim oameni de toate felurile. Trebuie să relaționăm cu toți. Trebuie să reușim să comunicăm cu ei și să facem treabă în relațiile acestea general umane. Da, deci școala nu are cum să aibă ea așa niște tipare de profesori care să scoată niște tipare de copii și care în final ce să producem, niște roboți? Nu. Vorbim cu cărțile pe masă și cu revistele pe masă pentru că suntem la sediul editurii Aius și la sediul revistei Mozaicul. Aveți și celelalte reviste din Craiova aici pe masă și ramuri și scrisul românesc. Sunt convins mulți tineri care vor să devină scriitori, vor să devină oameni de cultură, pentru că, nu știu, poate ne spune și care este motivația lor, ce motivație sau care sunt motivele pe care vi le expun. Credeți că vin către dumneavoastră să pătrund în acest univers tineri care au parcurs acele trepte din școală spre a deveni oameni de cultură, scriitori, creatori, în sensul general al cuvântului? Chiar anul acesta, da, și în anii anteriori, am avut, de exemplu, această experiență cu școala altfel. Câteva
persoane, cadre didactice de vârste diferite cu care noi am relaționat în timp, au vrut să aducă copiii la editură să vadă cum se produce o carte, drumul cărții. Și au venit aici. Chiar anul ăsta am avut această experiență, o tânără doamnă profesoară a venit și a fost pentru mine un bun prilej să ne răspundem la întrebări și nouă celor care lucrăm aici. A plecat de la școală cu 16 elevi. Ei, mai greșit eu cifră, au fost 18. Din cei 18 sau 16 au ajuns aici 9. Din cei 9, 2 au revenit spunând că ar vrea să facă voluntariat. Dar așa este normal. Și noi trebuie să învățăm asta. Că toți dăm cu democrația și cu libertatea, după care fiecare ne întoarcem și vrem să fim așa, niște persoane autoritare și care să spunem noi la fiecare ce să facă. Nu se poate și nici nu e nevoie. Deci, de ce vin? Pentru că am văzut la o fetiță de clasa a patra, au venit cu copilaj dintre ăștia mai mici, clasa a patra, dom'le, cea mai mică dintre ei m-a impresionat câte cărți citise și cât de dornică era să afle astfel de lucruri. Deci, cred că aceasta este iarăși o mare greșeală care s-a făcut în ultimii 25 de ani. Ceea ce mi se pare curios este că nimeni nu înțelege absurditatea situației. Că am avut un vis așa în care ni s-au părut tot felul de chestii și pe urmă ne-am apucat să credem că se poate face. Bine, bă, dar pe 25 de ani nu te trezești. Deci, vreau să spun că un copil are și niște date născute, nu? E în gena lui ceva. Sunt copii cu înclinații spre activități practice, concrete, cu îndemânare de a realiza niște lucruri și care nu au vocație pentru activitate intelectuală. Este o greșeală să credem că dacă face ceva cu mâinile lui, este un bun lucrător într-un domeniu oarecare, el este neapărat inferior altuia care este la birou. Nu, nu e adevărat. Și cei care lucrează pe afară, între altele știu, că poți să ai o activitate manuală, să câștigi foarte bine dacă ești un meseriaș foarte bun. Dar sunt copii născuți pentru treaba asta. Eu am lucrători aici, oameni minunați, pe care îi respect mai mult decât pe orice profesor, doctor sau inginer de proastă calitate, care s-a făcut aia că a vrut mamă să aștept să fie ce el, doctor sau și omoară lume, sau nu e în stare să îngrijească ca lumea, sau inginer și cad șoselele și casele și ce face el pe acolo. Păi mai bine să fie un muncitor destoinic, capabil și apreciat. E și el mai fericit și cei din jurul lui beneficiază de lucrul ăsta. Noi suntem de vină că băgăm copiilor în cap că musai să facă facultate. Păi țară numai de profesor, doctor, inginer, nu există pe lumea asta. Ar fi și o greșeală. Cum facem atunci să descoperim cu adevărat vocația unui tânăr, unui copil și mai ales să se autodescopere, să știe drumul pe care urmează să meargă și să se pregătească? Cum facem? Experiența mea îmi spune că totul începe iarăși din copilărie. Părinții mei au avut studii mai puțin, nu au avut studii superioare. Dar ei credeau, cum credeau generațiile acelea, că a avea carte înseamnă să ai parte, că e bine să înveți. Deci, ei nu au avut bibliotecă în casă, dar de câte ori mi-am dorit o carte, totdeauna au avut 5 lei, 10 lei, 15 lei cât a costat cartea aceea ca să o pot cumpăra. Totdeauna s-au mândrit că fiul lor citește, deci părinții. Și vedem de exemplu la Simona Halep, ca să luăm exemple mai ilustre decât al meu.
Păi până când să ajungă lider mondial, Simona Halep a fost crescută și educată și susținută de părinții. Avem, ajutați-mă, pe familia de profesori universitari, doamna Tarniț, familia Tarniț, cu două fete extraordinare performante în America. Da, doi părinți instruiți, educați, care s-au uitat la copiii lor, au văzut pentru ce, către ce sunt înclinați, i-au susținut în direcția în care sunt ei înclinați, de nu-l fac eu ce vreau, îl fac ce poate el să fie cel mai bun și îl ajut așa, și iată copiii performează. Nu puteau să performeze în America fără o familie care să-l educe și să-l formeze într-un fel, fără să fie învățat la școlile astea românești pe care le terfelim noi în toate chipurile astăzi și pe care le-am și stricat de altfel, așa, copilul ăla nu putea să performeze acolo. Deci, începe cu familia care îl vede că e bun de fotbal și îl duce la fotbal, că e bun la tenis, că îi place să bricoleze și îi aduce să construiască, să facă, să lipească, să, mă rog, ce știe el, să gătească, să tricoteze, ce îl vede că poate face. Pe urmă îl ia și îl duce și avem exemple și am publicat în Mozaic un interviu cu tineri de-ai noștri absolvenți de la liceu de artă care sunt astăzi performanți în lume. Plecați de la liceu de artă din Craiova și cu facultatea de muzică continuată la Viena sau continuată la București. Dar cu care părinții s-au dus la cercul de pian, s-au dus și la balet, s-au dus și din toate ăștia, au văzut că acest copil e mai bun la pian. Și Adela Liculescu este un asemenea minunat exemplu de copil care spune și spunea în interviu, a început cu mama, cu bunica, care au mers cu ei, care i-au susținut, dacă vrem ceva de la copiii noștri, înseamnă să-i susținem să facă, și anume să facă să și muncească, nu numai că să distreze. Dom'le, și eu îi dau bani și el stă la bar până dimineața și eu l-am susținut. Păi l-ai susținut la ce? Cum facem cu literatura? Pentru că am vorbit de educație, de școală, de aceste trepte ale formării, aici e ceva sau puțin mai complicat în literatură. Cum ai succes literar? Acum, iarăși este ceva care cred că noi trebuie să ne obișnuim să gândim altfel. Pentru că noi suntem crescuți și educați așa în ideea succesului care vine repede și foarte clar. Ceea ce nu e așa. Deci, întâi de toate a venit o tânără, mi-aduc întâmplător aminte, elevă de liceu, am fost sunat și am descoperit acest mecanism. Tatăl ei fusese elevul meu la liceul industrial numărul 1. Acum atâta vreme că nu mai țineam minte. Și fata a manifestat interes special pentru literatură și a zis că ar vrea să vină să facă voluntariat. E bine că a început lumea în jurul nostru să se deprindă cu acest lucru. Dom'le, dar n-are experiență, dar unde să o facă? Uite, așa o face. Și a venit voluntariat Irina Gărdăreanu, elevă la liceul Carol, cu înclinație pentru literatură și cu pasiune pentru asta. Bun. Și a intrat în dialog cu Petrișor și a venit pe la editură să facă ceva care să e nevoie, eu știu, cu corectură. Și Irina Petrișor i-a solicitat, a văzut că poate și i-a solicitat să facă o recenzie. Și Irina a făcut recenzia. Și recenzia a fost bună. Sigur, contează că și Petrișor i-a propus ceva pe care ea putea să-l facă. Ea a avut dorința să facă în plus și nerecompensată, că nu-i dădea nimeni nimic dacă făcea recenzia, muncea ea, așa. Părinții ei au acceptat că da, dacă ea vrea să muncească, e foarte bine să muncească, chiar dacă nu câștigă neapărat 10 lei. Așa, a făcut și Irina
la 17 ani, a fost publicată în Mozaicul. Este un exemplu. Ca ea, sunt și alții care au venit, studenți, unii dintre ei astăzi sunt la universitate, cadre didactice, sunt scriitori, deja cunoscuți. Este important și să vezi ce vrea și ce poate, să-l pui în situația de a lucra, și chestia asta cu voluntariatul este foarte bună și frumoasă și e foarte greșit să-l înveți că, băi, eu fac ceva numai dacă îmi dai bani mulți. Cât, bă, cât îmi dai? Nu îți dau nimic. Păi de ce nu dai? Pentru că, întâi de toate, să vedem pentru ce să-ți dau. Ce știi tu să faci? Da? Dar important acum nu e să iei 10 lei. Important este să fii în compania unor persoane de la care poți învăța mai mult. Și atunci te îndrepți către performanță. Și va veni și răsplata. Când? Nu știu. Nu știm niciunul. Aici vorbeam chiar la începutul dialogului nostru de acea inspirație în alegerea mentorului. Avem câteva cărți pe masă, cred că este și momentul potrivit să vorbim de câteva titluri pentru că ne-ați prezentat înainte de emisiune, dar i-ați cunoscut pe câțiva dintre autorii acestor volume încă de când erau tineri. Au manifestat această dorință de a-și găsi mentori, de a-și orienta cariera literară și ținând cont de aceste borne, cum le spun eu? Iarăși, omenirea e diversă și de aia e frumoasă și nu ne plictisim în ea. Că nu ni s-ar părea că dacă ar fi toți cum vrem, noi am fi foarte fericiți. Eu știu, s-ar putea să fim nefericiți, că ne se urăște, să vedem ce să fim niște roboți toți la fel. Nu. Deci cunosc persoane care, nu e vorba că spun, chestia asta cu ce spune cineva, pe mine mă impresionează prea puțin, sunt prea bătrân ca să mă iau după ce spune atât. Da? E semnificativ totuși că prea multă lume spune astăzi eu n-am model, eu n-am nevoie de modele. Dom'le, cum să spun, nimic, nici industria, nici arta, ca să luăm două lucruri, nu se pot face astăzi din nimic. Vin din spate. Deci tu trebuie să înveți de la cineva. Nu poți să înveți nici să faci automobile singuri prin casă, nu poți să înveți să scrii nici romane singuri fără să citești alte romane. Dar influențele din afară pot fi diferite. Adică poate fi o persoană care să te îndrume sau poate fi faptul că tu în contact cu realități, de exemplu cu cititul, îți descoperi și lucrezi singur. Există și aceste persoane, da? Cele mai multe au nevoie de îndrumare, au nevoie de mentor. Mentorul, ca să explicăm ce înțeleg eu cel puțin pentru telespectatori, este o persoană care nu este numai calificată superior, ci și o persoană care comunică cu tine uman, cu care tu ai o relație mai profundă, de la care ai mai de învățat, te simți susținut, de la care ai de învățat și sub latura morală, sentimentală, prezintă pentru tine o încredere specială persoana respectivă. Și atunci el nu-ți transmite numai informații, îți transmite sub latura umană. Și asta e o chestie de compatibilitate, trebuie să se întâlnească unul cu altul. Problema este că mentorul adevărat știe că el nu poate să, dacă e în domeniul artistic, el nu poate să te învețe pe tine să scrii o poezie. Pentru că tu ai sensibilitatea ta, ai lecturile tale, ai modul tău de a reacționa la ce se întâmplă în jur. Și atunci el va fi ca un grădinar, care nu-și propune niciodată, fiindcă el e mare grădinar, să scoată dintr-o sămânță de dovleac un stejar. Fiindcă nu e niciun grădinar, e un prost. Nu e sănătos la cap.
Deci el, grădinarul adevărat, scoate dintr-o sămânță de dovleac un dovleac mare, frumos și dulce, poate fi copt și va fi un dovleac foarte bun. Și din sămânța de stejar va scoate un stejar care va crește mare și așa mai departe. Acesta e un grădinar, acesta e un mentor. Mentorul este ca un grădinar. El intră într-o relație de compatibilitate cu tine, se regăsește într-un fel în tine, la altă vârstă, și încearcă să te ajute să depășești mai ușor lucruri prin care el a trecut mai greu. Asta poate să te ajute. Încolo, chiar încearcă să-ți dezvolte personalitatea ta, te încurajează să fii tu însuți, nu să-l copiezi pe el. Cred că întrebarea dumneavoastră este importantă și pentru că noi această instituție a mentoratului nu o cultivăm ca instituție. Adică e câte unul care zice mentorul meu, nu știu, după care toată lumea trece mai departe. A zis că e mentorul lui. Păi mentor înseamnă foarte mult. Înseamnă să te poți duce la el și să-i spui, domne, m-am îndrăgostit, știți, eu am 18 ani, sunt elev de liceu, așa, mă duc la domn profesor, care l-am ales eu de mentor și îi spun, m-am îndrăgostit, dar ei nu-i place de mine și îmi vine să mă sinucid. Și atunci eu, ca mentor, trebuie să-i spun, nu te sinucide chiar acum, mai stai niță. Dar cum s-a întâmplat? Da, ia încearcă, nu știu, să-i duci o floare, să-i inviți la cinematograf. Te-a refuzat. Nu are nimica. Bun. Și dacă nu se sinucide, atunci poate apare Gabriela în locul lui Marinela și scapă nesinucis. Deci, asta face mentorul. Face dintr-o sămânță de dovleac un dovleac foarte frumos și dintr-o sămânță de stejar un stejar foarte frumos. Asta e o chestiune de compatibilitate. Și o mare șansă să-l întâlnești în viața ta. Suntem chiar la finalul dialogului nostru. În arena ideilor am urcat împreună cu profesorul Nicolae Marienescu. Foarte pe scurt, pentru că așa cum se poate vedea, discutăm cu cărțile pe masă. Poate cu o altă ocazie vom avea răgazul să le prezentăm în detaliu. Vreau să vă întreb, credeți că școala acum trimite, stimulează dragostea elevilor pentru citit? Face acest lucru sau mai puțin și de ce? Foarte puțin. Să încerc să fiu scurt și să punctez doar. Cred că școala acum face aproape tot ce se poate face ca nimeni să nu mai citească nimic. Poate exagerez, poate mi se pare brutal. Păi și am să vă spun de ce. Școala, ca instituție, de exemplu, de 25 de ani, n-a primit decât în vreo 2-3 ani bani pentru fondul de carte din biblioteci. Între timp, programele școlare s-au modificat de multe ori. Fondul de carte din biblioteca școlară este defazat deja. Iar dacă el n-a putut fi înnoit în 25 de ani, chiar pe Eminescu și Creangă, care l-are în 20 de exemplare, da, liceul are 2000 de elevi, sau școala are 1000 de elevi și tu ai 20 de exemplare de Eminescu. Eu degeaba îl trimit să ia de acolo. Ori nu găsește cartea, ori cartea e o jerperitură în care numai dragoste de citit nu strezește, deță și teamă că dacă nu îți produce reacție de vomă, măcar ți-e frică să nu iei microbii. N-are cum să înceapă chestia asta. Familiile, unele dintre ele, pot face ce au făcut părinții mei. Să nu mi-au spus ce să citesc, dar dacă eu am aflat pe unde am aflat și am vrut o carte, mi-au dat bani să-mi cumpăr carte. Dar școala e obligată să facă asta. Pentru că noi rămânem o civilizație a cărții, indiferent de suportul ei. Copilul trebuie să se întâlnească cu textul undeva. Și până una alta, biblioteca este fundamentală. Și statul nu face nimic pentru chestia asta, absolut nimic. Profesorul, învățătorul, nu poate să-și trimeată copiii să ia povestea ridichii de la bibliotecă și în clasă să deschidem, să facem. Și asta într-o țară săracă, în care recunoaștem că jumătate din populația țării e săracă, și culmea și social-democrată, adică, domnule, noi avem grijă de săraci.
Păi n-ai grijă de săraci dacă în primul rând nu le înveți carte, ca să poată și el să nu mai fie sărac. Deci, toate aceste lucruri trebuie rezolvate în școală. Și mai departe, școala, liceul, trebuie să ofere elevilor cărțile care le trebuie pentru programele astea. Și de aici încolo începe totul. Din vitrina editorială culegem astăzi o carte pe care cu siguranță o veți regăsi și pe raftul dumneavoastră dacă lectura ei va începe cu o poveste, cu povestea clasei palatine. Este La școală cu regele Mihai, o carte de Tudor Vișan Miu, un tânăr istoric despre care voi spune și câteva cuvinte, dar înainte de orice trebuie să vorbim despre educație și despre treptele formării. Dacă un viitor rege ajunge să fie coleg de clasă cu oameni din toate mediile, provenind de la din familii de țărani până la familii de intelectuali, vom afla din această carte că și mentorii se aleg tot dintr-o paletă foarte vastă, de la ingineri, la arhitecți, la istorici, iar examenul de final, bacalaureatul, se susține chiar în fața tatălui, care asistă la bacalaureat, un bacalaureat pe care viitorul rege Mihai îl absolvă cu magna cum laude, un elev merituos. Dar veți afla din această carte cum înțelege un sistem să își formeze un viitor lider și viitor lider, pentru că toți cei care au făcut, acei elevi care au făcut parte din clasa palatină, o clasă special creată pentru tânărul prinț Mihai, au performat în viață, au ajuns somități în materiile în care au performat, au ajuns oameni respectabili înainte de orice și au oferit la rândul lor modele, pentru că formarea clasei palatine a oferit un model societății. Iată, viitorul rege îi cunoaște pe cei din popor, împreună cu care merge în diverse călătorii, a cunoscut regele Mihai, sunt mărturisiri și documente în această carte, aproape toate zonele României și el le-a stăvătut la pas, împreună cu colegii săi. Nu cred că este un alt mod de formare a unui tânăr decât cunoscând la fața locului, parcurgând țara la pas, pas după pas și aflând lucruri din istorie, din geografie, întâlnind oameni și cunoscându-se în cele din urmă pe sine, an după an. Câteva cuvinte despre autor, Tudor Vișan Miu, pe care am avut plăcerea să-l cunosc personal, este încă student. Cred că va fi, și nu este un cuvânt mare pe care îl rostesc acum, istoricul viitorului secol, sau cel puțin a 50 de ani, pentru că întrevăd o carieră foarte laborioasă, din preocupările sale, pentru că are și mentori. Este o editură Corint, care a generat o colecție, istorie cu blazon, coordonată de, iarăși, un foarte tânăr și inspirat istoric, Filip Lucian Iorga, despre care cu siguranță veți afla și în vitrina editorială, că a scos câteva lucrări. Așadar, este o carte pe care, dacă o răsfăiți, sigur o citiți și sigur o veți așeza pe primul raft al bibliotecii, pentru că povestea clasei palatine inspiră nu doar pe cel care o citește, dar îi inspiră și pe ceilalți prin experiența pe care cu siguranță o va împărtăși.